Astăzi este ziua de 2 februarie, o zi importantă în istoria Moldovei, când la 1365 regele Ungariei Ludovic a recunoscut printr-un act al său neatârnarea țării Moldovei față de Ungaria. De fapt, asta înseamnă prima recunoaștere a independenței a Moldovei de către Ungaria. Pentru istoria statului nostru, pentru istoria poporului nostru, este un eveniment foarte important, pentru că asta arată măreția și bogăția istoriei noastre naționale. Noi avem un stat care, iată, are deja 660 de ani, cu mici întreruperi, dar el există, moldovenii dănuiesc în timp și este foarte important și țin de datoria noastră sfântă a tinerilor să reținem aceste evenimente și să aducem la cunoștința tuturor moldovenilor faptul că Moldova este un stat care a existat, există și trebuie să existe. Eu mă bucur foarte mult că astăzi au ieșit tineri frumoși la chip și la suflet, care respectă istoria noastră națională, care țin la țara noastră, și cu acești tineri eu sunt sigur că Moldova are viitor.